acoperișul unui bloc a fost smuls de vântul puternic. Mai multe mașini parcate în jurul imobilului au fost distruse. Din fericire, nimeni nu se afla în preajmă. La Rădăuți, rafalele puternice au smuls un copac care a căzut peste un autoturism. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea pomului. Și județul Alba a fost lovit de furtună. Drumurile din comuna Miroslău au fost inundate.